Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, la Cartea Judecătorilor, capitolul 9, pagina 271, și vom citi de aici 9 versete, începând cu versetul 7 până la versetul 15 inclusiv, un pasaj aflat sub titlul Pilda lui Iotam. Judecător, capitolul 9, începem cu versetul 7. Iotam a aflat despre lucrul acesta, s-a dus și s-a așezat pe vârful muntelui Garizim și iată ce le-a strigat el cu glas tare. Ascultați-mă, locuitorii Sihemului, și Dumnezeu să vă asculte. Copacii au plecat să ungă un împărat și să-l pună în fruntea lor. I-au zis măslinului, împărățește peste noi. Dar măslinul i-a răspuns, să împărățesc eu unde lemnul meu care mi-aduce laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor, ca să mă duc să domnesc peste copaci? Și copacii au zis smochinului, vino tu de împărățește peste noi. Dar smochinul a răspuns, să împărăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat, ca să mă duc să domnesc peste copaci? Și copacii au zis viței, vino tu și domnește peste noi. Dar viția le-a răspuns, să împărăsesc eu vinul care înveselește pe Dumnezeu și pe oameni, ca să mă duc să domnesc peste copaci. Atunci toți copacii au zis spinului, vino tu și împărățește peste noi. Și spinul a răspuns copacilor, dacă în adevăr vreți să mă ungeți ca împărat al vostru, veniți și adăpostiți-vă sub umbra mea. Altfel să iasă un foc din spin și să mistuie cedrii Libanului. Până aici citirea cuvântului, vă rog să vă reașezați. Fiecare dintre noi, trăind în comunități umane, avem oameni mai apropiați, alții mai depărtați. Am învățat să relaționăm cu oamenii, să ne comportăm în societate. Sunt oameni, de exemplu, pe care îi primești la poartă. Ieși dacă cumva sună la sunerie sau bate la poartă sau dacă stai la bloc la ușa apartamentului, schimbi câteva vorbe, vezi pentru ce motiv ești căutat și te despărți de ei. Sunt alții însă pe care îi inviți în casă să ia loc, să odihnească poate. Sunt alții care cărora le ofer poate și un loc de găzduire peste noapte. Dar cel mai înalt grad de prietenie între oameni se dovedește atunci când pe cel pe care îl primești îl așezi la masă. De aceea când Domnul spunea despre împărăția viitoare în care ne așteaptă să mergem și El așteaptă, zice Biblia în Evrei, în capitolul 10, nu doar noi așteptăm, El șade la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă ca dușmanul lui să fie făcut astrânt al picioarelor sale și El ne așteaptă pe noi. Și când vorbea despre împărăția viitoare, zicea că acolo ne va pune să ședem la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, iar El se va încinge și ne va sluji. Sau spune în cântarea cântărilor acea fată despre băiatul pe care îl iubea inima ei, El m-a dus, zice în capitolul 2 mi se pare, m-a dus și m-a luat în camera de ospăți. Am constatat că și Dumnezeu se comportă așa cu noi. Există credincioși pe care Dumnezeu îi primește numai la poartă. Există credincioși pe care Dumnezeu îi primește și în casa Lui. Dar există un grup de credincioși, cei mai apropiați de Dumnezeu, pe care Dumnezeu îi duce în camera de ospăți. Îi satură cu cele mai bune bucate, cu pâine din cer, cum a zis Dumnezeu despre poporul Israel când i-a dus prin pustie. Dorim ca Dumnezeu să ne ducă și în seara aceasta în camera de ospăți, să ne hrănească sufletele și să ne îmbucure. Am observat, iubiții mei, frași, surori, ascultători, din seara aceasta, că la Dumnezeu există anumite cuvinte care le-aș putea numi cuvinte pe drum. Noi, oamenii, unor rostim și cuvinte la care nu ne-am gândit, mai ales dacă suntem sub imperiul mâniei, într-un moment în care ne-am pierdut cumpătul, rostim și lucruri pe care le regretăm după aceea și la care nu ne-am gândit să le spunem. M-am obișnuit să nu iau în serios oamenii când vorbesc la mânie, chiar dacă unor îți aruncă cuvinte jignitoare și otrăvitoare, sunt, zice Scriptura, că cine vorbește în chip ușurat îi rănește ca străpungerea unei săbii. Și m-am învățat să nu-i mai iau în serios, pentru că îmi dau seama că atunci când oamenii sunt nervoși, sunt supărați, sunt agitați,
nu mai au timp să se gândească la ce spun și ceea ce spun n-a mai trecut prin inima lor, a venit doar așa din puhoiul sentimentelor pe care le imână la momentul respectiv. Nu așa însă este cu Dumnezeu. Citim în Psalmul 12 cuvintele psalmistului, spun în versetul 6: cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățat de 7 ori. Adică Dumnezeu întotdeauna când vrea să spună cuvântul, îl trece prin cuptor de 7 ori. Are timp Dumnezeu, nu-i stresat de vreme ca noi. Chiar dacă timpul nostru trece și viața se duce, iată că Dumnezeu dovedește răbdare. Vă amintiți că Dumnezeu i-a promis la 75 de ani lui Avram că îi va mulți sămânța. Și au trecut 25 de ani, Avram deja era de 100 de ani, bătrân, Sara bătrână, Avram nu mai avea răbdare. Dumnezeu nu este constrâns de trecerea timpului. Nu ați observat că la originea poporului evreu Dumnezeu a așezat 3 femei sterpe? Avram a avut-o pe Sara stearpă, Isaac pe Rahela stearpă, Iacov s-a căsătorit cu Lea, Lea ne-avea prunci. Ca în toate aceste istorie Dumnezeu să-și dovedească, cum zice în Evrei Pavel, credincioșia față de cuvintele pe care le-a spus. Dumnezeu nu este împiedicat de nimic din istoria aceasta ca să-și împlinească cuvintele. Nici timpul nu îl împiedică pe Dumnezeu și nu-l stresează pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu zice Biblia că își curăță cuvintele într-un cuptor de 7 ori. Ce vreau să vă zic în această introducere a mesajului meu? Nu știu la câtelea cuptor sunt cuvintele lui Dumnezeu pentru voi, dar să știți că Dumnezeu se gândește la noi, zice Biblia. Dumnezeu face planuri cu privire la noi. Psalmul 139, mai mult decât firele de nisip de pe țărmul mării, mai multe sunt gândurile lui Dumnezeu cu privire la tine. Dumnezeu întocmește planuri. Iov zicea, Doamne, știu că El își va împlini planurile cu privire la mine și va mai face multe altele. Iată că Dumnezeu este în proces de alcătuire a unor planuri cu privire la noi. Dar am observat și vă citesc din prima carte a lui Samuel, capitolul 9, capitolul 13. Aici, după ce Saul așteaptă 7 zile după Samuel, după cum i-a vorbit Samuel când s-au întâlnit, și văzând că Samuel nu ajunge la timpul hotărât, văzând că oamenii de lângă el se împrăștie, dușmanii erau adunați, filistenii pe aproape, s-a apucat să aducă el jertfa. Pe când sfârșea de adus jertfa, citim în versetul 10, a venit Samuel. Saul i-a ieșit înainte să-i ureze bun venit. Samuel i-a zis, ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăște de lângă mine și că nu vii la timpul hotărât, mi-am zis, filistenii se vor coborî împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am băgat Domnului. Atunci am îndrăznit și am adus ardea de tot. Ai lucrat ca un nebun, i-a zis Samuel, și n-ai păzit porunca pe care ți-a dăduse Domnul Dumnezeul tău. Și acum mă uimești cuvintele lui Samuel. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Știți ce înțeleg din cuvintele acestea? Dumnezeu era cât pe ce să spună lui Saul, ce a spus lui David mai târziu. Tu și fiii tăi vei ședea în veac pe scaunul de domnia lui Israel. Cuvântul acesta îi stătea pe buze lui Dumnezeu să rostească, să-l binecuvinteze pe Saul. Dar după ce a trecut primul test, cuvântul ăsta, încă unul, probabil că era la ultimul test, Saul. Că Dumnezeu trece prin 7 teste, 7 cuptoare, citeam în Psalm. Și Dumnezeu, nu pot să-l rostesc cuvintele astea. Nu știu la al câterea cuptor sunt cuvintele lui Dumnezeu pentru tine. Poate că este ultimul cuptor în care Dumnezeu își mai încearcă cuvinte și vrea să te binecuvinteze. În Exod citeam că Dumnezeu le-a zis evreilor, în orice loc unde veți zidi un altar și veți aduce aminte de numele meu, voi veni la tine și te voi binecuvânta. Poate că Dumnezeu așteaptă un moment de rugăciune în care să te predai total, să te deschizi înaintea Lui ca să rostească binecuvântarea. Poate așteaptă un jurământ de la tine, o hotărâre să faci, nu știu ce așteaptă. Dar știu că Dumnezeu are cuvintele acestea pe drum. Și Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze, că să se gândește la noi.
M-am hotărât în această seară, având în vedere textul care l-am citit, să vorbesc despre un subiect pe cât de comun, pe atât de necesar și pe atât de dificil de abordat. Și anume, imaginea noastră despre noi înșine. O imagine care este în continuă formare sau deformare. Nici nu știți cât de sensibil este omul cu privire la sine însuși. Spunea un gânditor că ceea ce te va face să crești sau să cazi, nu vor fi relațiile cu ceilalți, pe asta le vei depăși, le vei schimba, se poate băga, ci relații cu tine însuți. Să știi cum să te tratezi pe tine și ce să crezi despre tine și ce să nu crezi. Mai ales că omul este foarte supus propriilor păreri, atât de iluzorii deseori. Păreri construite pe baloane de aer, care se sparg la o mică atingere ascuțită. Zice Solomon, multe căi se bar omului bune și la urmă se vede că duc la moarte. Câte iluzii nu ni s-au sfârmat în cursul vieții? Pentru cei care am trecut printr-o parte a vieții noastre, recunoaștem că ni s-au spulberat atâtea visuri. Atâtea idealuri a trebuit să le îngropăm pe parcursul vieții. Spunea un bătrân, zice, nu mai crede în idealuri. Mi-am abandonat de mult iluziile după care mi-am condus viața de multe ori. Ființa umană este foarte ușor de păcălit, foarte ușor de înșelat. Domnul știe asta. De aceea am sesizat grija pe care o are Dumnezeu față de noi, vorbindu-ne și în domeniul ăsta. Zice Biblia despre Pavel că a avut harul de la Dumnezeu să urce până în cerul, să intre într-o zonă inaccesibilă omului. A auzit cuvinte care nu este îngăduit vreun om să le rostească. A văzut lucruri care nu pot să le exprim în cuvinte. Și zice Biblia acolo în 2 Corinteni, zice Apostolul Pavel în capitolul 12, și ca să nu mă umflu de mândrie, Efraim, te rog să știți, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în care un sol al satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Adică a zis Dumnezeu, știi ce, Pavel, eu știu că tu ești om și ești sensibil în fața ispitei acestea de a-ți crea o impresie falsă despre tine și atât de periculoasă este impresia aceasta încât poate să te ducă să-ți pierzi mântuirea. Și diavolul încearcă să ne păcălească la domeniul acesta atât de sensibil. Și Domnul a zis, uite, eu o să am grijă de tine, Pavel, și o să așez acolo, lăs un sol al satanei ca să te pălmească. Și Pavel s-a rugat, Doamne, ia-mi-l. Și Domnul zice, nu ți-l iau. Harul meu ți-e de ajuns. Eu știu cine ești, Pavel. Și m-am gândit la tine și știu că mai bine e așa pentru tine. Și asta nu te împiedică să-mi slujești mai departe. Și Pavel la un moment dat le spune corintenilor, știi ce? Am învățat să mă port aspru cu trupul meu și să-l țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am provăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Dar de unde ți-ai mai păstrat, Pavel, această responsabilitate și teamă de lepădare când așa de mulți pastori și predicatori de astăzi cred că dacă îl slujesc pe Dumnezeu, Dumnezeu le trece cu vederea păcatele, că Dumnezeu le îngăduie căderile, că Dumnezeu și noi uneori, pocăiții, trăim cu această impresie falsă că Dumnezeu ne mai îngăduie, dar noi postim, frate, noi dăruim zeciuială, noi ne temem de Dumnezeu, noi venim la adunare, noi ne rugăm. Nu, mai ne mâniem unor, mai vorbim necumpătate, noi, băi, Dumnezeu le uite asta. De unde? Toți sfinții s-au temut de Dumnezeu, Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. În psalm spune, psalmul 119, Ezra, mi se înfioară carnea de frica ta, Doamne. Dumnezeu nu și-a încălcat principiile de dragul niciunui sfânt în istorie. Și cum ziceam, Dumnezeu a avut grijă de omul acesta, de Pavel, ca să nu-și construiască o imagine greșită față de sine însuși. Ce atent e Dumnezeu cu noi, cu ce simțim, cu ce credem despre noi și noi. Mi-amintesc că la un moment dat Ilie era în partea cealaltă. Fugise de Izabela și acum era în pustiu, dorind să moară. Și Dumnezeu îi trimite un înger să-l trezească, îi pregătise acolo turtă, îi pregătise un ulcior cu apă să bea, țisete. Știa că a alergat mult și mai avea încă un drum de 40 de zile. Și drumul e prea lung pentru tine, uite, scoală și mănâncă. Doamne, dar tu știi că mi-e foame, tu știi cât de lung e drumul pe care am să-l parcurg, da? Și numai atâta să știi, Ilie, că ți-am pregătit o întâlnire. Și merge Ilie până la muntele Domnului
Și acolo Dumnezeu îl cheamă la o întâlnire în peșter și zice, Ilie, ce faci aici? Uite, Doamne, am fost plin de râvnă, dar am rămas mai singur. Ilie, uite, tocmai asta mă interesează pe mine, ce simți tu? Ce faci aici? Ce se întâmplă în sufletul tău? Tocmai asta vreau, o mărturisire din partea ta, să știu ce simți. Și acum vreau să-ți dau răspuns, să știi că nu e singur, mai am încă 7.000 de bărbați, să știi că nici viața ta nu s-a încheiat, mai am de lucru cu tine, mai trebuie să lungi pe Elisei în locul tău, ca proroc, mai trebuie să lungi pe Ehu, împărat al Siriei, și mai vreau să știi ceva, eu nu vreau să mor aici singur în pustie, să nu știe nimeni de tine, eu am de gând să te duc în cer, înălțându-te într-un car de foc. Doamne, chiar îți pasă de ce simt eu și ce cred despre mine însumi? Eu am crezut, Doamne, că sunt singur, că m-ai abandonat și ai uitat. Și tu zici, Doamne, zici, Ilie, să știi că nu e așa cum crezi tu. Iată cum Dumnezeu, cu grijă, ia această imagine pe care Ilie și-o crease despre sine și o corectează. În fiecare moment suntem expuși acestei deformări a imaginii noastre periculoase, sau unei formări, tot timpul suntem într-un proces de formare, așa încât zicea la un moment dat Pavel în Galateni, în capitolul 6, versetul 3, dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Și ce este mai tragic decât să te păcălești pe tine însuți? Accept să te păcălească cineva, pentru că întotdeauna când m-a păcălit cineva, n-am socotit-o că am fost mai prost, ci am socotit, da, se poate, el lucrează cu alte arme. Noi am privit, i-am oferit cuiva încredere, am mers pe principiu că e sincer, am lucrat cu curăție și dacă el lucrează cu întuneric, lucrează cu armele întunericului, te aștepți să fii înșelat. Dar să te păcălești tu pe tine însă, să te lovești tu pe tine însăți. Dar iată că Sfânta Scriptură ne atrage atenția asupra acestui aspect și am să vă arăt din Sfintele Scripturi câteva învățături în domeniul acesta. Cum ziceam, mă uimește faptul că Dumnezeu este chiar așa de atent cu privire la noi. Anul trecut, în toamnă, mă confruntasem și eu cu astfel de criză a imaginii de sine. Oare chiar, Doamne, mai știi de mine? Unde sunt în privirile tale? Sunt în atenția ta, așa cum spune Sfânta Scriptură, că până și firile de păr din cap îmi sunt numărate, că cad păsările din cer, dar tu știi, niciuna nu cade la pământ fără știrea ta, mai știi de mine? Sau m-a uitat, cum zice și David la un moment dat, până când, Psalmul 13, uiți de mine, Doamne, mă uiți neîncetat, până când rugăciunile mele trec cu vederea înaintea ta și nu iei seama la ele și așa mai departe. Și mă întorceam din Irlanda cu avionul spre România, mă așezasem la locul meu, la geam, la fereastră, și o doamnă a venit și m-a rugat să schimb locul cu bărbatul ei, din câte am înțeles, era cu o prietenă și cu bărbatul ei și ar fi vrut să stea pe aceeași bancă, să stea unul lângă altul. Așa că am schimbat locul, măcar că aveam locul la fereastră, m-am dus undeva mai în spatele avionului, unde stătea bărbatul ei, am făcut schimbul ăsta. Și personal m-am simțit puțin frustrat. Uite, aveam și eu locul la fereastră să mai văd ceva. Acum eram la mijlocul rândului, nimic, că mă întorceam în țară, am avut scriptura, am putut să citesc, urma să slujesc la o nuntă, după aceea mai bine am putut să-mi adun gândurile din Sfânta Scriptură. Dar m-am simțit puțin frustrat. Doamne, uite, eu sunt credincioș și nu puteam să mai scot o Biblia după aceea dacă refuzam să-i fac un bine acestei femei. Măcar că acest bine l-am făcut cu prețul pierderii mele. În 1 octombrie a trebuit să mă întorc din nou în Irlanda pentru câteva zile și aveam cumpărat biletul undeva la mijlocul rândului, cum sunt 3 scaune pe o parte la avion. Avionul era foarte plin. Când urcam în avion și m-am uitat câți oameni sunt înaintea mea și în urma mea, mă întrebam unde vor încăpea toți în avionașul ăla. Erau în jur la 200 de oameni. Și după ce m-am așezat la locul meu și am văzut că s-au închis ușurile și stardezele au început să ne facă cursul cu acele obișnuite reacții în caz de pericol, m-am uitat că locul de lângă mine rămăsese gol. M-am ridicat în picioare să văd dacă nu cumva cineva mai rămas undeva pe coloar să mai stea de vorbă și nu și-a ocupat locul. Când am văzut că toată lumea stătea liniștit și tot avionul era plin, numai locul de lângă mine era gol, când m-am așezat jos, mi-a zis Domnul, acum e locul ăla care mi l-ai dat tu când ai venit în Irlanda, te-l dau înapoi. Și vreau să știi ceva, Alin, când ai plecat spre România, ai plecat pe noapte, mergeai contra fostului orar,
se întuneca, nu vede nimic. Uite acum îți dau pe ziua, poți să și vezi. Doamne, chiar îți pasă de ce simt eu când sunt frustrat, când sunt nedreptățit. Și când m-am întors înapoi din Irlanda, frații mi-au cumpărat locul tot la geam. Când m-am așezat la întoarcere, mi-am adus aminte de cuvintele Domnului, care spune în profetul Isaia că în locul locării voastre veți avea îndoită cinste. În locul tristeții vă veți bucura de două ori mai mult. Așa e Dumnezeu, întotdeauna îți dă mai mult, niciodată nu te lasă Dumnezeu păgubit. Dumnezeu întotdeauna revendică în istorie drepturile copilor săi. Ce a spus Domnul ucenicilor când a vorbit despre pilda judecătorului nedrept. Ați auzit ce a zis judecătorul nedrept și Tatăl vostru nu va face dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte către el. Ba, le va face dreptate în curând, măcar că zăbovește față de ei. Și Dumnezeu, dacă vă uitați în istoria biblică, întotdeauna a intervenit și a făcut dreptate poporului. Amintiți-vă că evreii au fost 420 de ani robi în Egipt. Dumnezeu a zis, după 420 de ani de muncă, trebuie să fiți plătiți. Și a zis evreilor, luați împrumut vase de aur, să vă luați salariul după 420 de ani. Nu plecați nedreptățiți din Egipt, să știți că eu vă fac dreptate. Egiptenii, datorită forței pe care o aveau militare, i-au asupit pe evrei și le-au omorât copiii, băieții care se nășteau. Dumnezeu a zis, egiptenilor, să știți că nu scăpați, evrei, copiii mei nu pleacă din Egipt până când nu plătiți înapoi ce ați făcut. Și toți copiii întâi născuți din parte bărbătească din Egipt au fost omorâți în noaptea izbăvirii evreilor. Pentru că Dumnezeu este Cel care face dreptate în istorie. Ce zicea Apostolul Pavel, lăsați să răzbune mânia lui Dumnezeu, nu vă răzbuna singur, pentru că știți cine este Cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Mă întorc acum la textul din Judecători. Aici avem patru exemple de fiecare dintre copacii de aici, inclusiv spinii, au fost puși în fața unei propuneri. Și vreau să știți că a fost una foarte ispititoare. Au să vii să domnești peste copaci, să devii rege. Păi îți dai seama, cum ziceam eu, dacă eram în locul măslinului, să nu mai trudesc atâta, să nu mai fiu atâta bătut, nu știu exact cum se culeg măslinele din copaci, din pom. Dar, oricum, pomul acesta este supus unui efort și ți se oferă acum șansa să devii rege, să stai pe tron, să nu mai muncești. Dar măslinul zice, nu, eu n-am fost creat să fiu rege. Dumnezeu m-a însărcinat cu o altă menire pe pământul acesta, eu trebuie să fac un delemn care îmi va aduce laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor și nu mă duc să domnesc peste copaci. Iată cum imaginea de sine acestui măslin a fost atât de puternic încât l-a făcut să reziste în fața acestei propuneri de a deveni rege. Probabil că noi am fi zis, în sfârșit mi se recunosc mie drepturile, meritele mele să ajung rege. Așa de ușor suntem, cădem în această capcană de a ne spune despre noi înșine lucruri care nu sunt adevărate. Spunem proverbe în capitolul 20 și 26, versetul 12. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru nebun decât pentru el. Adică zice Solomon în tema noastră, dacă este vreun om care crede despre el lucruri false, e mai preferabil un bolnav psihic decât ăla. E mai folositor un om nebun decât un om care are o imagine deformată despre sine, zice Solomon. Ba, zice Solomon în capitolul 18, versetul 11, averea este o cetate întărită pentru cel bogat, în închipuirea lui este un zid înalt. Numai să vezi dacă te îmbogățești, dacă îți îngăduie Dumnezeu să îți crească avuțiile, să vezi cum aceste avuții creează despre tine însuți o anumită imagine de siguranță, fel de cetate, în închipuirea lui, că asta e doar e o iluzie, că în fața mâniei lui Dumnezeu zice Biblia că nici bogăția nu sudește la nimic. Și nici tăria nu scapă pe cel puternic, calul și armele de război nu ajută cu nimic în ziua Domnului. Dumnezeu are metode să ne pună pe fiecare la colț, dar suntem așa de ușor de influențați de ce avem, de darurile pe care le-a dat Dumnezeu, încât
ușor ne deformăm imaginea despre noi înșine. Numai odată vii la biserică, într-o seară la rugăciune, sunt puțini și imediat te crezi mai pocăit decât toți ceilalți care nu au venit la biserică. Numai odată te lasă Dumnezeu să poți să duci o zi de post până la capăt, cu biruințe, și din toate te crezi cel mai pocăit din biserică. Ne îngăduie Dumnezeu unor de ne dă har când predicăm și ne credem cei mai mari predicatori. Sau ne îngăduie Dumnezeu har când cântăm și se aprinde biserica și se punește rugăciune și ne credem noi nu știu cine. Așa de ușor ne deformăm imaginea. Pe mine m-au impresionat acești copaci. Vi zice aici despre smochin. Și smochinul a zis, eu să-mi părăsesc smochinile mele, dulceața asta care mi-a însărcinat-o Dumnezeu să o aduc pe pământ ca să mă duc să domnesc peste copaci. Cât de ușor am fi noi ispitiți cu un post de rege. Așadar, încerc să răspund în această după masă din Sfânta Scriptură unei întrebări. De unde îmi culeg eu imaginea despre mine însumi? Pentru că am spus că această imagine poate să mă facă chiar să-mi pierd mântuire. Au ajuns în istorie oamenii care au făcut realizări în domeniul reformelor religioase și care s-au pierdut pe sine. Pentru că și-au, undeva în cursul vieții lor a avut loc o afectare, o schimbare a imaginii de sine care... Cum zicea Pavel, dacă cineva crede despre sine că este ceva, se înșală singur. În momentul în care începi să crezi despre tine însuți, lucruri neadevărate, poate să fie foarte mult susținute de argumente de ale noastre, dar ești deja pe un teren foarte, foarte instabil. Primul lucru pe care vreau să o subliniez și care cred că influențează enorm de mult imaginea pe care o am despre mine, vă citesc din Sfânta Carte, din Proverbe. Capitolul 27, versetul 19. Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Când nu aveau oglinzi oamenii, cea mai frumoasă și cea mai la îndemână oglindă era o apă lină, limpede, curată și liniștită. Fântâna, de exemplu. Asupra căreia când te aplecai, îți observai în apa respectivă chipul tău. Acum Solomon aduce această imagine atât de practică, de uzuală în vremea lui. Noi astăzi avem oglinzi. Dar e același lucru. La fel cum răspunde într-o oglindă, fața la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Așa cum în oglindă te vezi pe tine însuți, zice Solomon, la fel se întâmplă în omul din lăuntru, când te întâlnești cu cineva. Inima omului răspunde inimii omului. Noi ne descoperim pe noi aici și ne vedem în comunitate, între oameni, în relații cu ceilalți. Sunt oameni care ne apreciază și bine o fac. Omul are nevoie de aprecieri. Biblia spune, de exemplu, în Proverbe, capitolul 31, despre femeia aceea harnică și înțeleaptă, că este lăudată de bărbatul ei, că este lăudată de copiii săi și face bine, nu critică Sfânta Scriptură astfel de atitudine. Dimpotrivă, este una așteptată și de la Dumnezeu, ca o femeie cinstită într-o lume atât de provocatoare, care are atâtea oferte, care concurează la spiritul jertfelnic a unei femei, ca unei mame în casă. Vă dați seama ce înseamnă să fie o mamă, să sufere durerile nașterii, să îngrijească de copii. Cât de mult, cât de multă muncă nerăsplătită, neapreciată de nimeni. Cât trebuie pentru alimentația casei și așa mai departe. O astfel de mamă care se sacrifică pentru familie față de femeile care au leg să-și petreacă viața în lumea noastră, o astfel de femeie trebuie lăudată, Sfântul. Bărbatul ei trebuie să o laude, copiii ei trebuie să o laude, trebuie să fie lăudată la porțile cetății, la adunare trebuie să fie lăudată o astfel de mamă, o astfel de femeie. Un bărbat care trăiește cu neprănire și curăție de inimă, citim psalmul 33, un psalm tradus frumos în textul masoreic, dar care în Septuagint are un înțeles care este pierdut aici.
Septuaginta este traducerea celor 70 de rabini, făcută din limba ebraică în limba greacă, din aramaică în greacă, și care a suferit și anumite interpretări. De aici, psalmul 33, versetul 1, vreau să vă spun cum sună Septuaginta. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, zice aici, oamenilor fără prihană, leșat de bine cântarea de laudă. În Septuaginta spune așa, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană, li se cuvine laudă. Leșat de bine, zice aici, lauda. Dacă lauzi pe un om rău, cine aduce cinste unui nebun, este ca cine apunucă un câine de urechi. Dar să lauzi pe un om neprionit e ceva ce șade bine. Zice Pavel la un moment dat în Corinteni, ceva ce m-a uimit. Spune Pavel, am ajuns nebun, voi m-ați silit. Și voi trebuia să mă lăudați, zice Pavel acolo. Auzi, să vină un predicator să spună, fraților, voi trebuia să mă lăudați pe mine. Până acolo a ajuns Pavel încât să spună, trebuia să mă lăudați. Și spune la un moment dat în capitolul 9 din 1 Corinteni, vreau mai bine să mor decât să-mi fure cineva pricina mea de laudă. Aceea că v-am provăzit fără plată Evanghelia și am stat între voi și nu m-am folosit de dreptul meu. Iată deci că este normal să apreciez pe cine se sacrifică pe căile Domnului, că un om, bine, nu... Să nu cădem în ispita de a-l idolatriza sau de a-l ispiti noi înșine cu mândria pe acela. Dar într-o comunitate de oameni în care unii te critică, alții te laudă, în mijlocul acestor păreri care se exprimă cu privire la tine, ți se formează imaginea de tine. Citeam undeva o comparație între pedepsele clasice folosite în istorie pentru copii, de către părinți, mă refer în mod deosebit la pedeapsa fizică, și pedepsele moderne. Și spunea respectivul scriitor, făcând o observație care mi s-a părut foarte autentică și corectă. Pedepsele clasice, nu iaua, ultima oară, mai mult la tine, nu iaua la funduleț, o palmă dată peste fundul unui copil cu dragoste, nu îi afectează imaginea de sine copilului. Îl cumințește, îl așează la locul lui, își face să dea seama că este ca fost greșit, dar îl lasă neutru din punct de vedere psihic. Pedepsele moderne care ne sunt propuse astăzi de o Europa care a decăzut de la principiile creștine și de psihologi care n-au crescut nici măcar un prunc, atenție ce cărți citiți, pentru că majoritatea celor care dau sfaturi părinților n-au habar ce înseamnă să crești un copil și care și-au dobândit titlurile fără practică. Așa? Metodele acestea de a pune copilul la colț, de a-l izola, de a-i fura un anumit drept, creează în copilul respectiv tot felul de complexe de inferioritate. Când copilul stă la colț, pedepsit, în timp ce toată clasa este părtașă unor activități distractive, copilul respectiv, în primul rând, își dă seama că el este diferit de ceilalți și este mai jos decât ceilalți. El nu se poate bucura. Au loc în mintiuța lui de copil tot felul de procese psihice, nu vă uimiți de reacțiile din lumea modernă, de ce fac oamenii, tineri aduși, ajuns la adolescență, de copii care se sinucid. Pentru că Dumnezeu știe din ce suntem făcuți și El este singurul capabil să ne dea sfaturi ce trebuie să facem. Ei, copiii noștri își formează imaginea despre ei în familie. Noi suntem cei care le spunem cine sunt, noi suntem cei care suntem chemați să-i apreciem, să-i încurajăm, să-i criticăm când greșesc, să-i corectăm. În relație cu cineva doar te vezi cine ești, pentru că eu pot să cred despre mine că sunt blond, pot să cred despre mine că arat nu știu cum, dar când mă uit în oglindă, mă văd cine sunt. La fel zice Solomon, știți cine este oglinda? Inima celuilalt. Ai un astfel de om apropiat, de aceea omul, Dumnezeu a considerat că omul este bine să fie singur. Are nevoie de cineva de încredere în care se privească și acesta este partenerul de viață. Ajungem la un moment în care copiii ne pleacă din familie, scapă de sub autoritatea noastră și nu noi suntem cei care mai rămânem responsabili cu imaginea, ei devin responsabili cu ce se întâmplă în mintea lor. Atunci ei au nevoie, după ce au plecat de sub sfaturile noastre, lângă cuvintele noastre de încurajare,
au nevoie de cineva. Atenție tinerii care pleacă de acasă și nu se căsătoresc. Dumnezeu zice, nu este bine ca omul să fie singur. Are nevoie de cineva de încredere. Un prieten care să aibă curaj să te rănească. Îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dăruit o soție care are curaj să spune și lucrurile rele despre mine. Care poate și știe că nu mă supăr și nu pot să mă supăr când știu că mi le spune cu dragoste. Și să aibă îndrăzneala să mă critique. Prietenii în general nu te vor critica. Mi este foarte greu să îmi critic un prieten. Să-i fac observații jenante despre sine. Mă gândesc că se va supăra. Dar rănile pe care le face un prieten, zice în Proverbe, dovedesc credincioșia lui. Și omul are nevoie de un astfel de prieten. De cineva care să-l iubească, care să-i spună ceva despre sine. Ca să nu ne creștem deformați. Să ne deformăm noi pe noi înșine. Am nevoie de oameni aceștia. Am citit undeva despre un bătrânel care a sesizat el, Caleb, că soția lui nu mai aude bine. A mers la un doctor de profil și a zis, domnule, nu știu, soția mea mi se pare mie că nu mai aude bine și nu știu cum să-i zic. O iubesc, nu vreau să-l supăr. Care doctorul a zis, merge acasă. Și trebuie să probezi să vezi dacă într-adevăr are probleme sau probabil nu se gândea în altă parte. Știți că uneori vorbește cineva cu tine și nu-l auzi, nu pentru faptul că n-ai auzit ce a zis, ci că nu ai luat seama, te gândeai în altă parte și trebuie să-i spui să repete ce a zis. Și spune, mergi acasă, te așezi în spatele ei la câțiva pași și o strigi. Îi pui o întrebare. Dacă nu-ți răspunde, te mai apropii și îi repeți întrebarea. Dacă nu-ți răspunde, mergi până lângă urechea ei. Și dacă din nou nu-ți răspunde, atunci chiar trebuie să o duci la mine. Și omul nostru ajunge la soția sa acasă, era la bucătărie, se așează în spatele și zice, dragă, ce avem de mâncare la mesă? Liniște. Mai face câteva pași, din nou întreabă, dragă, ce avem de mâncare la mesă? Din nou liniște. Merge până în spatele și zice, dragă, ce avem de mâncare la mesă? În momentul în care soția lui se întoarce și pe un ton foarte clar și puțin mai înalt, îi spune, dragă, îți spun pentru a treia oară, avem ciorbă și cartofi prăjiți. Problema cu urechile erau la dânsul, el nu auzea bine. Dar nu putea să-și dea seama decât în relație cu cineva. Ai impresia că celălalt e surd. Dar în momentul în care, tu crezi că auzi, dar în momentul în care intri în relație cu cineva, îți dai seama cine ești. Eu am nevoie de relație cu oamenii ca să-mi dau seama cine sunt. Este primul lucru în care mi se formează sau deformează imaginea, primul factor care îmi influențează imaginea despre mine, sunt relațiile cu ceilalți. Al doilea lucru, care contribuie enorm de mult la relația mea cu mine însumi, cu imaginea de mine însumi, citesc în Proverbe, capitolul 17, versetul 3. Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Fac apel, iertați pentru cei care aveți probabil anumite sensibilități duhovnicești, fac apel acum din nou la traducerea din Septuaginta. Întâlnesc unii frați care sunt așa delegați de traducerea aceasta încât o consideră singura inspirată. Eu cred că textul original a fost inspirat, cred că și frații care au tradus Biblia pe drum din ebraică în greacă, din greacă în franceză, din franceză în română și toate traducerile care au realizat au fost călăuziți de Domnul. Dar citesc și Septuaginta, am harul acesta să trăiesc într-o generație în care avem la îndemână și această traducere care a fost realizată, cum am spus, de 70 de rabini la porunca lui Alexandru Macedon, cel care când a ajuns în Israel, și se apropia de Ierusalim, evreii au ieșit în întâmpinare și spre surprinderea lui Alexandru Macedon n-au trebuit să se dea vreo bătălie, i-au deschis ușile Ierusalimului și au spus lui Alexandru să știi că în cărțile noastre, în Daniel, în profetul Daniel, este scris despre tine. Noi ne-a zis Dumnezeu că urmează să se ridice împărăția grecilor, prin urmare noi nu ne mai împotrivim și l-au lăsat să intre ca împărat în Ierusalim. Motiv pentru care Alexandru a dat poruncă ca cărțile sfinte, Vechiul Testament, să fie tradus în limba greacă pentru a beneficia și grecii de învățătura iudeilor. Se pare că Domnul Iisus Hristos, în predicile sale,
a folosit Septuaginta, citate din Septuaginta, nu din textul masoric. În fine, vă spun însă acum ca unul care beneficiez de această traducere, cum spune Septuaginta? Tigaia lămurește argintul și cuptorul arată calitatea aurului. La fel, încercarea a omului. Așa cum cuptorul dovedește că aurul este de calitate, așa cum tigaia dovedește că ai argint înainte, la fel dovedește încercarea cine este pus în cuptor. Cine este omul respectiv care trece prin încercarea respectivă? Când trecem prin încercări, dacă este vreun tânăr, că în mod deosebit la tinerețe, imaginea noastră este foarte ușor de influențat și mai târziu, dar mai ales la tinerețe suntem așa de ușor de purtați de vânt încoace și încolo. Când treci de vreun necaz, este vreo fată abandonată de un băiat sau vreun băiat respins de vreo fată, am avut și eu prieteni de aceștia care au trăit aceste experiențe dureroase a refuzului sau ai pierdut pe cineva drag. Când treci prin astfel de încercări, vreau să înțelegi, Efraim, vreau să înțelegi că este o ocazie pe care ți-o dă Dumnezeu să dovedești ce calități se ascund în tine. Încercarea este ceea ce arată cine sunt, îmi arată mie în primul rând și arată apoi celorlalți. Al doilea loc de unde eu îmi culeg imaginea sunt încercările acestea dificile ale vieții. Am observat că atunci când ajung în fața unor momente foarte dificile, foarte grele, de care aș vrea din tot sufletul să scap, să fug de ele, să le evit, dacă le triblez și trec pe lângă ele, încrederea mea în mine însumi scade. Imaginea mea de mine însumi devine una proastă. În schimb, de exemplu, să vă spun, eu sunt un tip mai timid, emotiv. Mi-aduc aminte când am predicat prima oară, nici măcar nu mai îmi auzeam vocea. Știam doar că vorbesc, devenisem surd pentru câteva minute, nu mai știu ce am zis. Mi se lipea limba de cerul gurii. Din cauza asta am o frică și de înălțime. Mi-aduc aminte că m-am urcat prima oară de pe schelă cu tatăl meu, nu știu că avea un metru jumate. Tremuram și mă țineam de tot. În timp însă, experiența m-a făcut să trebuiască să mă urc și la înălțime. Biruindu-mă această teamă, am ajuns să mă urc la 2 metri, am ajuns să mă urc la 3 metri, am ajuns să mă urc la 4 metri. Și acum când mă urc la 2 metri, zic, cum, mi era frică la 2 metri înălțime? Eu tremuram la 3 metri când lucrez la 4 metri, nu mai frică. Când am ajuns să lucrez la înălțimi mari, ziceam, de ce tremuram? Când am văzut că pot să trec de 2 metri, de 3 metri, imaginea mea de mine însumi s-a modificat. A, se poate să treci și peste asta, și peste asta, și peste asta. Noi suntem ființe care ținem foarte mult la confortul nostru. Când Dumnezeu ne îngăduie să trecem prin încercări și dacă ne ajută să trecem biruitor, ne dăm seama că se poate, se poate. Și creștem. Și oameni care au trecut prin tragedii, oameni care au trecut prin războaie mondiale, care au pierdut foarte mult, care au fost pe front, oamenii ăștia nu se mai tem de o durere de măseau, de operație, de o zi în care n-au ce mânca. Oamenii care au trecut prin... Ezra, te rog să treci la capătul rândului. Încercarea și probele grele din viață, pe care tu vrei din tot din adinsul să le eviți, de care te tot plângi, sunt ocazii pe care Dumnezeu ți le dă ca să vezi cine ești. Zice Iov la un moment dat, și el crezuse despre sine, probabil foarte multe lucruri bune. Vă dați seama, Dumnezeu le-a dat bogăție, copii, împlinire. Vă dați seama că binecuvântările în Vechiul Testament conținea neapărat și număr mare de copii. Astăzi la noi, binecuvântat este dacă ai copii puțini și te poți distra. La evrei, binecuvântat era cel care avea copii cât mai mulți. Vă amintiți ce spunea femeile lui Naomi când s-a născut din Boaz copilașul și din Rut. Lui Boaz, scuzați, i-a spus lui Boaz femeile, Dumnezeu să facă pe femeia care intră în casa ta ca și Lea și Rahela care ambele au zidit casa lui Iacov. Pentru că casa cuiva depindea de numărul de copii care se năștea acolo.
Și cu atât era mai binecuvântat un om, cum se citea din Psalmul 128, cu cât avea copii mai mulți. Nevasta ta este ca un viță roditoare în casa ta, copiii tăi stau împrejurul mesei tale. Era o binecuvântare să ai copii mulți. Iov, deci, avea 10 copii, turme, siguranță. Și cât de mult ne influențează imaginea noastră aceste lucruri. Și vine Dumnezeu și îl scutură, Biblia spune, ia tot, și copiii, și sănătatea. Și nevasta nu mai era lângă el măcar în momentele alea. Și atunci nici prietenii lui nu mai erau cu el și el îl critică. Și omul și Dumnezeu vine și stă împotrivă. Și zice Iov, până acum am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum când ochiul meu te-a văzut, acum când m-ai îngăduit să trec pe aici, acum îmi dau seama cine sunt. Acum doar mă văd așa cum sunt și mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc. Dacă nu ți-ar îngădui Dumnezeu din astea, ți-ai pierde mântuirea. Ar crește păcate în tine. Tot felul de mândri, cum zice Biblia despre farisei, că pe din afară ne arătăm frumoși, postim de 2 ori pe săptămână, dăm 10 ore de toate. Dar uitasem mila, dragostea de Dumnezeu, credincioșia. Se poate, Doamne? Se poate să facem rugăciuni lungi și să nu fim milostivi? Se poate să dăm 10 ore din toate și să nu avem dragoste de Dumnezeu? Se poate să postim de 2 ori pe săptămână și să nu avem credincioșie și fidelitate? Se poate. Și atunci când Dumnezeu ne îngăduie în astfel de încercări, de tragedii ale vieții, Dumnezeu mă îngăduie să mă văd așa cum sunt. De câte ori în astfel de încercări, n-am căzut înaintea lui Dumnezeu și lacrimi ne-au curs pe ochi. Și probabil că au fost dureri prea mari, poate, uneori pentru noi. Dar mi-aduc aminte de un frate care și-a pierdut băiatul într-un accident de circulație. Și a trebuit să predice la mormântarea fiului său. Și a zis el în predică, de când Dumnezeu mi l-a luat pe băiatul acesta, cerul mi-a devenit mai drag. Pentru că este singura ocazie de a-l mai întâlni vreodată pe băiat. Când Dumnezeu ne îngăduie astfel de încercări, ne eliberăm de lăstarii firii noastre pământești, de pretențiile noastre pământești. Și are loc, să zic așa, partea duhovnicească să crească, să se dezvolte. Mai este tot aici în Proverbe un verset în privința aceasta, în capitolul 27. Versetul 21. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului? Aceea este bunul nume pentru un om. Versetul argintea la fel spune că cine este înălțat între oameni, aceluia îi se văd toate defectele. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului? În tigaie se vede dacă e argint sau nu este argint. Ce este cuptorul pentru aur? În cuptor se vede dacă aur e aur sau e altceva. La fel este bunul nume pentru un om. Ridică-l pe un om în onoare. Dă-i cinste unui om. Și o să se dovedească ce este în el, la fel cum se dovedește pentru aur în cuptor ce este. Omul pus în cinste, spune în psalmi, este ca dobitoacele pe care le tai. E fără pricepere. În general, oamenii când ajung în poziții înalte, zici că au nebunit, zici că au devenit niște dobitoace fără minte, zice Scriptura. Acolo li se văd oamenilor tuturor defectele. Știi cât timp ești un membru liniștit în biserică, nu știe nimeni calitățile tale, e adevărat, dar nu știe nici defectele. Când ajungi în fața poporului și începi să predici, când ajungi și ordinat în slujbă, oamenii deja știu cam totul despre tine. Un defect ai și toată biserica îl știe. Se vorbește despre tine. În astfel de momente suntem goi și descoperiți și se vede cine suntem. Deci, în primul rând, imaginea noastră de noi înșine se realizează, se culege din relațiile cu alții, ne vedem în oglindă, apoi din încercările prin care trecem și din activitățile noastre, din realizările noastre, munca noastră. Ceea ce iasă din mâinile noastre este un izvor din care ne culegem imaginea de noi înșine. Spune în Proverbe, dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, un om capabil să facă o treabă și să o facă bine, ăla poate să stea lângă împărat, nu lângă oameni de rând.
Am fost recent, am vizitat o familie de americani stabilite în România în misiune și când am văzut modestia în care trăiesc ei, noi care suntem mult în urma lor, mie mi-ar fi greu să trăiesc în astfel de modestie. Și m-am gândit, Doamne, dar cum au lăsat ei America și au venit să trăiască în astfel de condiții? Dar am rămas surprins când am văzut lucrarea care o fac. Am mers cu ei prin sat. Oamenii cunoșteau deja. De un an de zile erau stabiliți și deja îi cunoștea tot satul. Știau cine sunt, vorbeau de ei. Iac și chema să îi ajute în ogradă pentru că aveau un cal să are grădina. Erau deja în relații, stabilise relații de prietenie cu oamenii aceia ca să li poată evangeliza. Mi-am dat seama că am meditat și mă gândeam, Doamne, oare câte din activitățile pe care le desfășor le facem numai cu scopul de a ne repara imaginea de noi înșine? Găsesc, ca unul care mă ocup și cu tinerii, adolescenți care își fac tot felul de freze, care mai de care mai ciudate, de tonsuri, ieșite din comun. Poartă tot felul de îmbrăcăminți ridicole uneori. Dar nu numai adolescenții sunt ridicoli. Găsesc familiști care muncesc din greu, trag, fac tot felul de sacrificii și când ajuns la o sumă de bani, își cumpăr o mașină nouă. După un an de zile, o treime din banii s-au pierdut. Vorba cuiva, mașina e pierdere. Nu spunem că nu este o necesitate. Dar mi-a plăcut vorba unui frate care zice, niciodată n-am condus o mașină nouă. Nu ne-am permis. Pentru că să cumpăra o mașină nouă e foarte greu pentru noi. Adică și dacă o facem, nu merită, având în vedere cât pierzi la o mașină. Oameni care își construiesc case foarte mari, măcar că n-au decât unul, doi copii. De ce? Au nevoie să-și satisfacă această imagine. Povestea un frate care a mers misionar undeva în Africa, a ajuns la o familie, le-a așteptat mai întâi la aeroport. Avea un Mercedes, ultimul tip, foarte scump, mașină scumpă. Mă gândeam, zicea fratele, pe drum, mă va duce într-o casă dacă așa mașină își permite să aibă. Și când a ajuns acasă, era un cort. Și domnule, cum stați în cort? Și să mă auziți. Cortul nu-l vede numai vecinii, numai ei știu că stau în cort. Mașina mă vede toată lumea cu care mă întâlnesc, știe din ce mașină vin. Oamenii care sunt așa de însetați să dobândească o imagine despre sine, așa de simplu ar fi să stăm față în față cu cuvintele lui Dumnezeu, să ne reparăm sufletele. În schimb însă, oamenii au ales căi tot mai complicate, că așa este erezia, merge întotdeauna pe drumuri complicate. Capitolul 12 din Proverbe, versetul 8. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Adică dacă vezi un om iscusit, un om priceput, omul acela este un om de valoare. Imaginea ta despre tine însuși se repară în momentul în care vezi că știi să faci ceva. De aceea, iubiții mei părinți, nu pot încă să vă dau sfaturi, copiii mei sunt mici și eu sunt pe drumul acesta. Vorba lui fratele Iosif, noi luptăm din tranșee și noi, n-am ajuns încă la capătul luptei și noi luptăm alături de voi și avem răni. Dar trebuie să învățăm pe copiii noștri să lucreze cu mine lor. Dacă vrem să-și construiască imagine corectă despre ei, să-i punem la treabă, să facă cu mână. Am fost nu de mult la frații minuniți la Suceava, știți, care fac o misiune aici în România și publică revista Sămânța Adevărului. Și frații de acolo au un învățământ mai aparte, ei fac școală cu copii acasă, au libertatea aceasta din partea statului american de a-și educa copii la domiciliu. Și spuneau că în programa lor de învățământ își pot alege materiile pe care să le studieze copilor, ei decid ce să studieze copilul, dar neapărat trebuie să îl învețe pe copil să facă ceva cu mâinile lor. Dacă nu, copiii noștri își vor pierde timpul pe internet, își vor pierde timpul la calculator, la laptop, care nu fac altceva decât să creeze tot felul de afecțiuni psihice și dependențe. Omul are nevoie să lucreze cu mâna lui. Dumnezeu a dat munca omului ca binecuvântare în Eden înainte să cadă în păcat. Să o muncesc, să o lucrez. După ce a căzut în păcat, i-a reînnoit-o și a făcut ca această muncă să fie făcută dificil, să o doară frunții. Dar munca a fost dată omului înainte de căderea în păcat, nu ca pedeapsă. Nu vă pedepsiți copiii când vă puneți la treabă. E bine să-i punem pe copii să facă. Să vedeți, când copilașul nostru realizează ceva, știți cum imaginea lui? Imediat se laudă la frățul lui. I-am curățat morcovii astăzi. I-am curățat cartofii. Eu am făcut ceai. Știi ce pot să fac ei sau acasă? Eu am dus lemne la foc. Eu am aprins focul în seara asta.
Imaginea omului se construiește din treaba pe care o face. Să ne învățăm să apreciem, să se aprecieze între ei. Dar, apropiindu-mă de încheiere, vreau să fac niște precizări și niște concluzii. Deși toți suntem expuși aceleași situații unor, am văzut că unii iau ceva, alții altceva. Pe același copil îl auzi pentru unul. Pe aceiași copii îl auzi, copiii tăi, unul se îngânfă, devine orgolios, altul numai bine ajunge la linia de plutire și se eliberează de complexele de inferioritate. Pe copiii critici, același critică, pe unul doboară și îl aduce în asta, pe altul răzvrătește. Și am constatat că e adevărat ce a spus Mântuitorul. Acesta e primul lucru pe care vreau să-l subliniez. A zis Domnul în Evanghelia după Matei, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină, dar dacă ochiul tău este bolnav, tot trupul va fi întuneric. Adică noi vedem lumea nu prin ochii aceștia, ci prin niște ochi lăuntrici. Și noi vedem lumea așa cum suntem noi, nu cum este ea. Nimeni nu vede realitatea așa cum este, o vedem cum suntem noi. Se spune că doi agenți au ajuns pe o insulă. Vindeau pantofi. Primul a sunat înapoi în țară și a zis, ne pare rău că ne-ați plătit drumul până aici, am venit degeaba. Pe insula asta nu se poartă pantofi, nimeni nu poartă, toată lumea e de scurt. În tradiția lor niciodată n-a purtat nimeni încălțăminte. Nu se poartă, nu se folosește încălțăminte. N-a fel la ce să vinde pantofi. Celălalt a sunat în țară și a zis, urgent vă rog să-mi trimiteți un transport de 10.000 de pantofi. E nevoie mare de pantofi pe insulă, nu poartă nimeni, toată lumea e de scurt. Au nevoie de pantofi oamenii ăștia. Ambii vedeau acea situație. Unul vedea într-un fel, altul. Că noi vedem lumea așa cum suntem noi. Fiecare suntem expuși relațiilor cu oamenii. Fiecare dintre noi trecem prin încercări. Pe unii încercările i-au doborât din credință și și-au pierdut nădejdea în Dumnezeu. Pe alții i-a ridicat și i-a transformat în îngeri. Cum spunea Vumbran, am întâlnit în închisoare oameni care au devenit ca îngeri de curați și alții care au devenit demoni. Și unii și alții muncim. Pe unii munca îi transformă într-un fel de roboți. Le schimonosește chipul unde pe alții îi divinizează, îi umanizează. Unii din munca lor știu să dea altora, știu să aprecieze și pe alții știu să adune numai pentru ei mai mult decât le trebuie, cum spune Sfânta Scriptură. Înseamnă că secretul este altundeva, ne scapă. Deși îmi culeg imaginea de mine de acolo, ceea ce culeg de acolo depinde de mine. Cum spunea fratele Zaharia la un moment dat, zice, mă plimbam prin Cluj, pe frate Zaharia Bica, pe malul Someșului, într-o toamnă târzie și am observat cum pescărușii veneau în spor, prindeau pește, se hrăneau și continuau zborul. În timp ce sute de ciori răbdau foame pe margini. Și ce am tras concluzia, acolo unde pescărușii se satură, ciorile mor de foame. Înseamnă că problema este lăuntrul meu și unde mă curăți, Doamne, și unde mi se luminează ochii. Știți că și o biserică poate să cadă într-o imagine de sine deformată. Spunea Domnul în Apocalipsa, spui despre tine, despre o biserică, că ești bogat, m-am îmbogățit, nu-mi duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești nenorocit, sărac, ticălos, orb și gol. Te sătești să vii, să cumperi de la mine, alifie pentru ochi, să-ți un ochi și să vezi, iată cât de periculoasă este această imagine deformată de noi înșine. Chiar și comunitară poate fi deformată. Problema este însă cum privim noi lucrurile. Dacă vrem să avem o imagine curată despre noi înșine și corectă, noi trebuie să ne curățim ochii. E adevărat că eu îmi culeg imaginea din ce spun ceilalți, că mă întâlnesc cu oamenii, în primul rând din ce zice Dumnezeu, din încercările prin care trec și mă îngăduie Dumnezeu, din realizările mele, dar eu culeg de acolo doar ceea ce îmi spune Dumnezeu în Sfintele Scripturii. Aici găsesc adevărul pe care îmi permite Dumnezeu să-l culeg de acolo. După ce v-ați curățit, zice Biblia, prin cuvânt în Efeseni, în capitolul 5. Spune că biserica pe care Domnul vrea să o înfățeșeze înaintea Tatălui este sfântă, fără pată, fără zbârcitură sau orice fel de felul acesta. Și citim în versetul 26 mai sus că El, Domnul, a murit pentru ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt.
Iată de ce suntem îndemnați să citim Sfintele Scripturi, să facem din cartea aceasta un subiect de discuție acasă. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, ca să nu culeg din lume ce nu trebuie să culeg. Vor fi copii, vor fi tineri care își vor bate joc de tine la școală. Își vor bate joc că ai pistrui, că părul nu știu cum, că ai ureche nu știu de care. Au fost tineri care s-au sinucis pe astfel de motive. Eram în Irlanda într-o zi și pe prima pagina ziarului era poza unei fete de 17 ani, foarte frumoasă, avea niște pistrui pe aici. Și colegii de clasă și-au bătut joc de ea și ea s-a sinucis, n-a putut să reziste acestei bajocuri. Dar noi am învățat în Sfânta Scriptură și învățăm că pe unii trebuie să ne facem că nu-i auzim. Cum zice fratele Iosef, să nu dai pe înregistrat. Să nu așezi în memoria de lungă durată. Nu te gândi la bajocuri. Noi avem sfaturi în Sfintele Scripturi care ne ajută să ne formăm această imagine corectă despre noi. Și al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez. Deci, în primul rând, să știți că noi vedem lumea așa cum suntem noi. Dacă vrem să vedem bine, să ne curățim ochii noștri lăuntrici, să ne vedem bârna din ochii noștri, nu paia din ochii altuia. În al doilea rând, odată trebuia să construiesc ceva cu niște scânduri cumpărate de la piață și după ce le-am prelucrat puțin, le-am rindeluit, le-am șlefuit, când să construiesc ce aveam de gând, mi-am dat seama că unele scânduri, ca toate scândurile, mai au noduri, mai au defecte. Și atunci trebuia să le așez așa încât să nu se vadă defectul. Și mă gândeam, uite, partea asta e în spate, asta nu se va vedea, va veni acoperit, ok, asta se poate folosi în poziția asta. A trebuit fiecare scândură pe rând să o iau și să o gândesc, să o tot întorc. Erau unele însă care aveau defecte pe toate părțile. Aia trebuia neapărat să o folosesc când trebuia să tai ca partea respectivă să îmi cadă. Erau însă scânduri care nu aveau niciun defect. Asta era cel mai fain. N-aveam nicio bătaie de cap, alea eram liniștit. Puteam să mă apuc de treabă, nu trebuia să mă gândesc că o pun pe partea greșită, să fiu tot timpul concentrat asupra acestui lucru. Gândindu-mă însă la ceea ce făceam eu atunci, mi-am dat seama că cam la fel era Dumnezeu. Noi suntem ca și scândurile în mâna lui Dumnezeu. Unii avem un defect pe o parte, alții pe două, alții pe trei. Alții tindem spre desăvârșire, cum zice Apostolul Pavel, alerg. Și mi-am dat seama că cel mai folositor, și dacă vrei să fii folositor în ochiul lui Dumnezeu, cel mai folositor e cel care e cu cel mai puține defecte. Cu cât ai mai puține defecte, cu atât ești mai ușor de utilizat de Dumnezeu. Ești mai ușor de folosit. Așa zice Apostolul Pavel lui Timotei în 2 Timotei, capitolul 3. Omul lui Dumnezeu să fie destoinic cu totul, capabil pentru orice lucrare bună, oriunde ar vrea Dumnezeu să te folosească. Să zic că nu, acolo nu pot, că se vede. Acolo nu, că se vede. Cu cât ai mai multe de ascuns la tine, dragul meu ascultător, în seara aceasta, cu atât e mai greu lui Dumnezeu să te folosească. Pentru că Dumnezeu îți vede partea ce e ascunsă. Dumnezeu vede ce e ascuns tu și cu cât ascunde mai mult, cu atât devenim mai nefolositori. Până la urmă, zicea Domnul despre unii care au ajuns ca sarea care și-a pierdut gustul. Nu mai poate fi folosită la nimic. Zice Dumnezeu, cu ăsta nu mai pot să fac nimic. Oriunde l-aș pune, defect. Domnul să ne ajute să fim un vas de cinste și de preț în mâna Domnului și să ridice Dumnezeu și din biserica aceasta tineri care să aibă o imagine corectă despre înșine și să poată să răspândească în jur această lumină într-o lume tot mai frământată din punct de vedere psihic, o lume tot mai terorizată de complexe, o lume tot mai cu probleme sociale. Să arătăm că noi am învățat de la Dumnezeu să trăim frumos, ca în timpul zilei. Amin. Domnul să te binecuvinteze.